Suntem gata? Da. Stimați cetățenii Republicii Moldova, onorați locuitori ai capitalei, vizitatori, stimată presă, vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre de a prezenta candidatul la funcție de primar a municipiului Chișinău. Eu sunt Denis Roșca, vin prim vicepreședinte a Partidului Pace. Am o deosebită onoare să-l prezint Constantin Butucel, care este o persoană din Republica Moldova, revenit recent din Olanda și mai ales în ultima perioadă simțim nevoia ca Republica Moldova să vină la conducere în funcție de cheie persoane cu experiență, nu persoanele care au dorința de a se autoafirma. Însă, Constantin Butucel este o persoană care în Olanda a reușit să dezvolte niște proiecte ambițioase în domeniul construcțiilor, este câștigătorul unui concurs foarte prestigios în domeniul managementului respectiv. În sfârșit, în Republica Moldova se va instaura o practică sănătoasă ca să fie persoanele necesare la locul lor. Deci, permiteți-l să-mi prezint pe Constantin Butucel, candidat al Partidului Pace la funcție de primar al municipiului Chișinău. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc îndeosebit colegului meu pentru prezentare. Vă salut toți, dragi locuitori al municipiului Chișinău, reprezentanți mass media. Mă bucur să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră. Le mulțumesc colegii care mi-au susținut și mi-au încredințat această misiune. Și vreau 32 de ani, în fruntea primăriei au fost diverse lideri politici cu viziuni și aspirații mărețe. Dar, din păcate, nu toate promisiunile din campanii electorale au fost duse la bun sfârșit. Experiența acestor ani ne-au dovedit că pentru a construi un oraș curat, bine organizat, este nevoie de un om cu verticalitate și experiență. Eu revin acasă, din Olanda, după 12 ani de activitate și 10 de proiecte în domeniul construcției și dezvoltare urbană. Revin acasă pentru că îmi pasă, pentru că vreau să aduc și să implementez acasă ceea ce am văzut în Europa. Echipa noastră are proiecte mărețe cu concepte unice pentru Chișinău. Inspirații din practicile și experiențele europene, vreau să dezvolt acest oraș pentru că merită, pentru că noi, dragi cetățeni, merităm. Olanda este una dintre cele mai bogate țări europene și chiar din lume, cu cetățeni bogați și fericiți. Îmi doresc același lucru și pentru locuitorii capitalei Republicii Moldova. Unele din prioritățile noastre este de a asigura un oraș sigur, curat și confortabil. Sunt gata să vin în această funcție pentru că știu că pot. Pot să implementez tehnice și practicile europene și să dezvolt acest oraș cum își dorește fiecare cetățean al capitalei. Una din prioritățile noastre să facem copiii din Chișinău și nu numai merită să crească într-un mediu prosper și școli, grădinițe moderne, să se bucure de o educație la cele mai înalte standarde. Oamenii din municipiul Chișinău trebuie să aibă locuri de odihnă bine amenajate, oportunități pentru sport în aer liber și posibilitatea de a se deplasa cu transport public modern sau cu bicicleta în siguranță pe străzile din capitală.
străzile trebuie să fie curate, fără gropi și trotuare sigure. Nu șantier continuu. Iluminatul stradal, folosirea energiei verzi, regenerabile, optimizarea lucrărilor de reconstrucție a drumurilor și a podurilor, fluidizarea traficului prin amenajarea parcărilor subterane și parcărilor etajate. O altă prioritate a noastră, a mea personal, este accentul pe curățenia și dezinfectarea subsolurilor și a blocurilor din capitală, amenajarea ogrezilor cu spații verzi de recreere și spații de joacă pentru copii. Grămezile de nisip, deșeuri menajere, gunoiști, blocuri de beton, garduri improvizate, garaje neautorizate, sticlă stricată, metale, mucegari, copaci putreți și așa mai departe. Toate trebuie să dispară. Pentru ca să putem ieși cu plăcere în curțile din orașul nostru. De asemenea, voi începe confinanțarea și sprijinul proiectelor ce vor ține de schimbarea țevelor de apeduct, canalizare, termoficare și electrice, ca să reducem pierderile în rețea, astfel vom optimiza consumul și costul acestor servicii. Un alt concept pe care aș vrea să-l dezvolt în Chișinău împreună cu echipa mea este ca în primăvara anului 2025 să avem funcțională termoelectrică pe bază de arde a deșeurilor. Pentru că știu că tehnologia Bolzano este sigură și chiar duce la scăderea tarifului la încălzirea centralizată. Vin în fața dumneavoastră aici cu viziuni și proiecte clare care vor moderniza orașul nostru și îl va transforma într-un oraș european. Eu știu să construiesc, știu să dezvolt proiecte și să le duc la bun sfârșit, pentru că asta o fac de ultimii 12 ani în Olanda. Îmi doresc să atrag investitori străini, să sporim mediul de afaceri în Chișinău, să atragem fonduri europene din diferite platforme și proiecte cu răsunet internațional. Vreau să duc acasă Europa, vreau să fiu cel care va contribui la transformarea acestui oraș, orașul Chișinău să devină un exemplu pentru toți. Împreună știu că vom reuși și de aceea ca toți ne dorim să trăim într-un oraș european cu aspirații și valori demne. De aceea vă rog ca toți cetățenii municipiului Chișinău pe data de 5 noiembrie să aleagă posibilitatea de a construi acasă Europa, să voteze Constantin Botucel la funcție primar general și echipa Pace al Consiliului Municipal Chișinău. Vă mulțumesc! Asta a fost primele puncte care le... Domnul liderul, chiar domnul Căfcăliuc, se află, din câte cunosc, la Londra, activează într-o companie internațională, lucrează la mai multe proiecte care, când va reveni, să fie pregătit să înceapă direct anunții pentru Republica Moldova. Da, era, după câte cunosc, era planificat, dar i-a anulat biletul care la avion și nu cunosc mai departe. Asta cred că dumneavoastră trebuie să luați legătura cu dumneavoastră și să pui detalii. Mă rog, acum am venit să muncim pentru capitală. Eu personal și cu echipa care o am la spate și care în timpul apropiat va fi completă. Mulțumim!
ziua! Dragi cetățenii capitalei, mă numesc Natalia Guzun, sunt secretar general al Partidului Politic Pace. Toți visăm la o capitală mai bună, mai prosperă și mai prietenoasă pentru toți locuitorii ai capitalei. Cred că capitala noastră are un potențial imens și că putem face o diferență semnificativă între viețile noastre și viețile următoarelor generații. În primul rând, să vorbim despre infrastructură. Știm cu toții că străzile noastre sunt adesea aglomerate și pline cu grot. Trebuie să punem în aplicare un plan cuprinzător de reabilitare a infrastructurii, care să rezolve aceste probleme în timp cât mai restrâns. Drumurile mai bune înseamnă timp mai puțin pierdut în trafic, economie în combustibil și totodată reducerea stresului cotidian pentru toți locuitorii noștri. Un alt aspect este educația. Copiii noștri sunt viitorul, iar noi trebuie să investim în ei. Trebuie să oferim o educație de calitate și să sprijinim tinerii în dezvoltarea lor. Vrem să fim siguri că fiecare copil are potențial și are șanse egale de a reuși în viață. Nu în ultimul rând ne concentrăm și pe comunitatea noastră. Trebuie să sprijinim proiectele locale, să promovăm cultura și arta noastră unică. Capitala noastră trebuie să fie un loc unde oamenii să se simtă bine, ca comunitatea să se simtă unită. Domnul Constantin Butucel are o experiență vastă în domeniul privat, în Olanda, și acum a revenit acasă ca să construim acasă Europa, aici la noi, în capitală, în Chișinău. Este important pentru noi, locuitorii Chișinăului, este despre locul unde noi trăim, unde noi muncim, unde noi creștem familii. Suntem o comunitate solidară, cu valori, cu tradiții care ne unesc. Știm că avem provocări de depășit, dar determinare și colaborare putem realiza aceste obiective. Toți împreună vom crea un viitor mai strălucitor pentru toți locuitorii capitalei. Noi suntem prima formațiune politică care atrage, păstrează și valorifică oamenii construind acasă Europa. Vă mulțumesc pentru atenție! Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, al capitalei! Astăzi vă adresez cu angajament în calitate de candidat la funcția de consilier municipal și mă axez pe domeniul educație. Consider că educația este cheia succesului nostru colectiv și că o comunitate educată este una mai puternică și mai prosperă. În calitate de candidat pe acest domeniu, îmi propun să aduc mai multe schimbări semnificative în orașul nostru pe domeniul educație. Și unele ar fi că educația trebuie să fie una accesibilă și una de calitate pentru fiecare. Vreau să mă asigur că fiecare copil din comunitatea noastră va avea acces la o educație de calitate și că, indiferent de resursele familiale ale bugetului sau condițiile de trai în care trăiesc acești copii, vor avea acces la educație de calitate. Vom susține programe de burse, vom susține programe de resurse didactice și facilități moderne în școlile noastre. Îmbunătățirea infrastructurii școlare, ceea ce este un factor foarte important astăzi, în secolul 21, într-o comunitate europeană. Sprijin pentru cadrele didactice. Profesorii noștri joacă un rol vital în dezvoltarea copiilor noștri și vom susține toate inițiativele care să ofere resurse și formare continuă pentru profesorii noștri, astfel aceștia să îi inspire pe elevi. Participări comunitare. Educația nu este doar responsabilitatea școlii, ci este și una a întregii comunități. Vom promova colaborarea pentru părinți în școli și organizațiilor pentru a asigura sprijin copiilor și elevilor și profesorilor, desigur. Tehnologie și inovație. Este era digitală și astfel este important ca copiii noștri să aibă acces la toate tehnologiile inovatoare care să le pună la dispoziție o modernizare sau o educație de calitate. Acestea sunt câteva din planurile propuse, din proiectele propuse și doar cu
sprijinul dumneavoastră și mizăm pe votul dumneavoastră, vom reuși să construim Europa acasă. Vă mulțumesc! Popescu Cristina. Mersi! Vă mulțumim mult!